An de an, membrii grupului Flores Campi din cadrul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș se întorc acasă premiați de la concursurile naționale și internaționale. Am vrut să-i cunoaștem personal pe cei care fac cunoscut numele județului nostru. Alexandrina Boranda sau Sanda, așa cum o strigă copiii, coordonatoarea grupului Flores Campi, ne-a vorbit despre condițiile de selecție, programul de pregătire și modul în care alege concursurile la care vor participa cei mici. Bună! Bună! Suntem la sala Barbu Știrbei, alături de copiii grupului Flores Campi. Minunați! Și vreau să vă cunoască tot județul. Deja vă cunosc, dar aș vrea să vă prezentăm așa cum sunteți și să le transmitem ce minunați sunteți. Și o să încep cu tine, mezina grupului, și vreau să te prezint să-mi spui câți ani ai. 7 ani jumate. Și cum te cheamă? Dobre Gabriela Cătălina. Și de câți ani ești puișor aici? De la ce vârstă ai venit? De la 2 ani. Și mai ții tu minte câte competiții ai avut anul acesta? Nu știi? Au fost 3. 3? Și câte premii ai obținut? 2. Tot 3? Nu pot să cred. Și marele premiu? Trofeu. Trofeul de unde? De la Art Respect. Art Respect? Și cum a fost acolo? Foarte frumos. Nu ți-a fost frică? Nu. Și când urci tu așa pe scenă și vezi sala plină, cum te simți? Bine. Te simți bine? Da. Nu ai emoții? Și te pregătești pentru concurs? Da. Cât de des? Așa și așa. Așa și așa? Da. Și în afară de canto ce mai faci? În pian, dans și pictură. Și ce îți place cel karate, mai tare? Și karate. Oh, și ce îți place cel mai tare? În afară de canto, dansul. Dansul? Și așa peste ani și ani, ce te vezi tu făcând? În afară de cântat? Zici ce ai vrut să zici? În timpul liber aș vrea să cânt și zi cu zi să fiu polițistă. Ca cine? Ca mami. Și tati. Și tati, o familie de polițiști și un cântăreț mic. Da. Pe tine cum te cheamă? Mă numesc Dumitru Lucian Mihai, am 11 ani, sunt la școala Colegiului Economic Călăraș și sunt în grup de 8 ani. Oh, tu ești vorul Gabrielei, am aflat eu o poveste interesantă. Ia povestește-mi, cum ai ajuns tu la grup? Păi, ai venit după Luce. Da? L-ai văzut pe scenă și ți-a plăcut atât de tare și ai zis, aici este locul meu. Da. Da? Și știi să vorbești când ai ajuns aici? Nu. Câți ani vei? 2 ani? 2 ani. Uf, doamne. Revenim la Luci. Câte competiții ai avut la începutul anului? Cred că 5, 4 sau 5, nu sunt sigur. Nu știi sigur? Nu mai știu. Și câte premii ai obținut? Cred că 4, dacă nu mă înșel. Dacă nu te înșel. La un concurs nu am luat, dar la toate am luat. Și la tine cum este, în afară de canto, la ce te mai pregătești? La pian și la chitară. Îți place tare chitara? Da. Chitară clasică sau clasică. În afară de concursurile la care participi alături de membrii grupului Flores Campi, ai mai participat și la alte competiții? Da, la concurs de pian. Și la pian unde mergi? La Palatul Copiilor sau unde te pregătești? La școala 5. La școală. Așa, și cu școala și cu pregătirea? E greu? Puțin. Puțin? Mai am mai mult timp să fac, să termin și toate lucrurile pe care trebuie să le fac, dar la un moment dat le termin pe toate. Și în perioada asta în care n-am putut să ieșim din casă și a trebuit să facem și școală online, cu pregătirea cum a fost? V-ați pregătit online sau ați reușit totuși să vă întâlniți? Am reușit să ne și întâlnim. Mergem mai departe la Veronica. Te rog frumos să faci o scurtă prezentare. Câți ani ai și de câți ani ești în grup Flores? Mă numesc Neagu Veronica Gabriela, am 11 ani și fac de 8 ani canto. De 8 ani? Da. Și dacă ar fi să te întreb eu câte premii ai câștigat în toată perioada asta de 8 ani, ai mai ști să-mi spui? Ai un clasament? Am fost la multe, da. Multe, bine, atunci o să te rog să-mi spui anul acesta câte premii ai câștigat. Și la câte concursuri te-ai prezentat? Vreo 4, 5, 6. Am mai fost și la Axiopolis, mai știi? Da. Și am luat mențiune. Și ai luat mențiune? Da. Uite, o să te întreb același lucru. Cum te simți în momentul în care urci pe scenă și nu reușești să obții premiul pe care ți l-ai fi dorit? Puțin tristă, dar după colegii mă înveselesc. Sunt alături de tine. Da, suntem alături toți. Și la ce te pregătești? În afară de canto, la ce mai faci? La pian. La pian? Da, fac și pian. Și dans, mișcare scenică? Eu singură. Te pregătești singură? Da. Cum? Când vezi membrii juriului, cum accepti
o critică sau momentul în care te atenționează că faci ceva greșit? Doar ascult și sunt bucuroasă dacă mă atenționează sau îmi zice ceva, ca să știu. Ai primit astfel de atenționări? Nu prea. Nu prea? Nu. Mergem la Denisa cu aceeași rugăminte, cu o scumpită prezentare pentru început. Mă numesc Ilie Denisa Maria, am 10 ani și învăț la școala Mihai Viteazu, Călăraș. Și la grup de câți ani? Sunt la grupul Flores Campi de vreo 6 ani. Și în anul acesta ce activitate ai avut? O activitate bogată? Am avut vreo 4-5 concursuri, să zic așa. 4-5? Și cu ce premii te-ai întors? M-am întors cu premii mari, am luat locul 1, trofeu de grupă, locul 3 în Mamaia Copiilor și locul 1 la Moinești. Dacă mergeți voi așa la un concurs mare, la un festival, mergeți împreună? Cum vă descurcați toți acolo? Cum vă înțelegeți? Ne simțim bine cu toții. Da. Și ce faceți? Urcați pe scenă, cântați și la revedere. Da. Și da. După mâncăm un ghețată. Da, exact. Regula noastră. Asta este... Sau pizza, iau ce se aude aici, pizza. Și mâncare chinezească, știu, mi-ai spus mai devreme. În afară de canto, Denisa, la ce te mai pregătești? Mai fac și pian. Și de curând am început să practic și chitară, tot la școala 5, ca și Lucian. Măi, din câte văd eu așa, frecventați cam aceleași cercuri. Da. Și la chitară, și la dans, și peste tot, împreună. Catinca, o scurtă prezentare. Mă numesc Catinca Leu, am 13 ani și învăț la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Și la Flores Campi? De când? De când aveam 6 ani. Oh, te știm. Hai să vorbim un pic despre activitatea din acest an. Câte concursuri, câte premii? Nu știu exact câte concursuri, cred că 5-6 și cred că cele mai importante premii au fost trofeul Festivalului Mamaia Copiilor la interpretare și cel la creație. Și acum de curând am câștigat trofeul festivalului Capitala Muzicală la Sibiu. Toată lumea te-a văzut pe scenă, toată lumea te recunoaște, dar aș vrea ca oamenii să te cunoască un pic mai bine. Spune-ne așa, în afară de canto, de pregătirea asta muzicală, ce faci? Cum îți ocupi tu timpul? Bine, și cu școala, evident. Da, școala, evident. Cum au spus și colegii mei de aici din Flores Campi, și eu practic pianul și chitara tot la școala, tot la școala 5. La școala de muzică și îmi place sportul, în general nu sport, anume am practicat mai multe și îmi place să petrec timpul cu prietenii și familia mea. Miruna, o scurtă prezentare? Mă numesc Lică Miruna Maria, am 13 ani și îmi place foarte mult să cânt. Îți place foarte mult să cânti și în afară de cântat, ce-ți mai place? Eu nu mai fac nimic în afară de canto, dar mă duc la școală, am grijă de pisticul meu și îmi place să mă mai uit și la filme. Foarte frumos. La Flores Campi de câți ani ești? De 6 ani, fac canto de la 8 ani. Din câte văd eu așa, toți ați venit cam la o vârstă foarte, foarte, foarte fragedă aici la Flores Campi și putem să spunem că sunteți ca o adevărată familie. Da, eu cea mai mic. Tu ești cea mai mică, evident. Am reținut. Nu, de la cea mai mică vârstă. De la cea mai mică vârstă. Ok. Miruna, tu îmi povestești un pic mai devreme despre concursurile online. Cum se desfășoară aceste concursuri online? Păi, mereu când trebuie să... când mă duc la un concurs online, mă registrez în timp ce cânt și le trimit celor care organizează concursurile. Apoi... ei te contactează și spune dacă ai câștigat sau? Nu, ei mă jurizează și pe urmă ori aflăm rezultatele pe Facebook, ori se face un live ceva. Apropo de jurizare și întrebarea vă este adresată tuturor, așa ce amintire aveți voi la o competiție la care ați participat și v-a fost frică sau teamă, emoție, v-ați simțit un pic stânjeniți de... un membru al juriului, la sau dacă cineva va... respect. La ce? La art respect. Ia, ce s-a întâmplat acolo? Păi a fost Ozana Baravancea, da? De fapt m-a lăudat. Și ce ți-a spus? Pe lângă faptul că ești foarte frumoasă. Dar nu contează frumosețea și cântatul. Așa. Așa. M-a lăudat și a zis să continui tot așa mereu. În afară de gândăcelul galben, cine mai are amintiri cu... un jurat. Nu știu, nu m-am simțit niciodată intimitat. Da, m-am simțit bine la și eu am fost la Art Respect
și era doamna Ozana Barabancea în juriu, iar atunci când am participat la acel concurs am fost foarte răcită. Am avut mari emoții, dar pe urmă m-am simțit bine. Uite, legat de ce povestește Miruna, ați avut concursuri la care ați participat, dar totuși starea de sănătate nu era chiar atât de da, bună? Mai mereu. La majoritatea. Da. Înainte de un concurs eu sunt mereu răcită. Da. Și eu la fel. Și cum vă descurcați? Cum se poate. Da. Nu, pastile peste pastile și siropuri. Din câte ați înțeles, toți au ceva cu Ozana Barabancea. Dar de ce? Vreți neapărat să aflați punctul de vedere al Ozanei? Sau? Da. Da. Și ție ce ți-a spus, de exemplu, Ozana Barabancea? Păi, eu cred că și-a dat seama că era răcită, pentru că în timp ce cântam aveam vocea răgușită și am avut și probleme la o melodie și mi-a spus unde am greșit și așa. Știam asta și mulțumesc că a fost sinceră cu mine. Și în afară de Ozana, părerea cui ați mai vrea voi să o aflați așa? Păi, acum când am fost la concursul Capitala Muzicală la Sibiu, domnul Horia Moculescu a venit și mi-a spus acolo unde am greșit pe piesă sau unde trebuia să fac mai mult și chiar am fost onorată că mi-a spus. Am fost foarte fericită. Altcineva? Și eu am fost la Art Respect și m-a criticat doamna Ozana Barabancea. Așa. Și chiar nu mi-a zis ceva de rău, chiar m-a lăudat. M-a zis continui tot așa. Păi înseamnă că nu a fost critică, înseamnă că te-a lăudat. Da. I-a plăcut foarte mult cum te-ai descurcat. Și tu, puiule? Părerea cui ții tu cont? Cel mai tare. Puiuț? Păi doar ce am spus, acum nu știu dacă îmi permite. La un concurs mai de mult. Că Aurelia Temișan, atunci eram puțin gâjuit, mi-a zis că eram gâjuit, dar mi-a zis că dacă am făcut și bune ori bine și a zis să continui tot așa. Și ai reușit să repari ce a spus el? Da. În anii ce au urmat? Da. Și acum totul este în regulă? Da. Măi, pe voi vă cunoaște toată lumea. Vreau să-mi vorbiți așa. Ați participat la emisiuni televizate, ați avut audiență la radio, cum au reacționat prietenii, părinții, colegii când vă ascultă la radio? Vă ascultă la radio? Ai fost la radio? Nu ai fost la radio niciodată? Am fost eu la radio. Și? Acum ceva timp, invitată de doamna Ana Maria Gonciu și cred că a fost nemaipomenit, a fost o senzație incredibilă să știi că oamenii te ascultă în acel moment. Și pot spune că prietenii au fost foarte mândri de mine, chiar m-au felicitat după. Mai ales noi. Da. 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 Toți ați ascultat-o, nu? Da. Da. Și tu ce ai făcut? Nu ai ascultat-o? Nu, pe eram mică. Erai mică? A spus anul ăsta a fost. În vara asta. Poate eram plecată. De când am început, tot îmi zici cu delfinul și cu meduza, povestește ce s-a întâmplat, că mor de curiozitate. Zi. Păi noi, eu cu Veronica și cu Denisa, așa, după ce ne-am întors de la concurs, ne-am dus la plajă. Și când am ajuns, doar am văzut în larg niște delfini. Da, wow. Da, și practic nu prea aveam voie să intrăm în apă ca să nu răcim. Și doamna Sanda a zis să nu intrăm, dar noi totuși am intrat pentru că erau foarte mulți delfini. Erau 3 delfini și am vrut să îi atingem, dar numai că nu puteam, au fugit foarte repede. Și s-a dus în larg. Da. Și ne era foarte frică. Da. Da, a fost vreodată cât pe ce să nu ajungeți la un concurs? Ați întârziat? Să stați așa cu sufletul la gură, ajung? Nu cred. Nu, întotdeauna vă luați timpul necesar, sunteți foarte calculați, trebuie să ajung acolo, la ora... Cum? Nu numai noi suntem calculați, mai mult părinții. Părinții, da. Dacă ar fi după noi, da, nu am ajunge. Niciodată. Da, chiar, când ați început voi cariera asta muzicală? De unde a venit? A venit de la voi ideea sau părintele v-a împins un pic de la spate? Eu am spus mamei când aveam 3 ani că vreau să merg undeva să învăț să cânt. Ea nu m-a luat în serios. A zis, da, bine. La fel a fost și la mine. Păi așa a fost la mare majoritate. Și apoi la 6 ani am insistat și până la urmă a sunat-o pe Sanda și așa am început eu să cânt. Ți-a luat ceva să o convingi? 3 ani, da, totuși? Da, 3 ani.
Altcineva, pe tine? De unde ai venit? Eu acasă ascultăm foarte mult melodiile de la holograf și numai când am prins casă. Și mama mi-a zis, hai să încercăm. Și am ajuns aici. Și a sunat bine când ai interpretat. Da, și eu eram foarte mică și cântam prin casă, ascultam melodii și verișoara mea era la doamna Sanda și mama verișoarei mele i-a zis, mama aia de doamna Sanda. Și eu totuși am venit, doamne, dar eram foarte mică și stăteam dreaptă, nu ziceam nimica și eram foarte blocată. Da, dar toată lumea a fost așa. Da. Și cum ai reușit să depășești momentul ăsta? Într-un fel greuț, dar după m-am obișnuit cu colegii și a fost foarte plăcut. Și tu, Denisa? Am venit la 4 ani aici, mamaia mea, și țin minte că primul meu festival a fost în parc, în Dumbravă, la o lună după ce a venit la grup, la Flores Campi. Dar tu ai cerut, i-ai spus mamei, mami, eu vreau să merg să cânt, sau mama a zis, mă, tu ești un pic talentată, ia să încercăm noi. Cântam prin casă, mai ales cu bunica mea. Da? Da. Foarte frumos. Gândăcel, când ai venit aici, am auzit eu că nici nu știi să vorbești, este adevărat? Și ce ai interpretat tu, puiule, dacă nu știi să vorbești? La 2 ani? Păi... Ce ai cântat tu, prima piesă? Anabela? Anabela? Chiar vă amintiți prima piesă? Da. Eu am cântat Coșarul. Coșarul. Eu am la țară la bunii. Emoționată când am fost prima dată. Nici nu mai știam versurile, dar am trecut peste. Eu mi-aduc aminte că mi-a dat Sanda un CD cu mai multe melodii și le-am ascultat pe toate și singura care mi-a plăcut a fost Ciupercuța Rock și am cântat-o și am fost și la concurs cu ea. Și eu am cântat Nu mi-e frică de Baobab. Am cântat-o pe scenă. Și tu, Denisa? Eu am cântat Cățelușul meu prima dată. Și tu? Prima piesa mea a fost Am la țară la bunici. A fost și prima pe care am cântat-o pe scenă. Acum, dacă tot am vorbit de piesele interpretate, în momentul în care urcați pe scenă, voi sunteți foarte frumos îmbrăcați. Cine se ocupă, dragă? Mami. Părinții. Mami? Doar mami sau îi spuneți, nu știu, îi dacă transmiteți o linie? Uite, mi-ar plăcea să, să port. De obicei, dacă am eu o idee, îi spun. Și se adaptează. Și se adaptează. Nu e mereu de acord, dar de obicei nu sunt eu de acord. Și cum, până la urmă, cum reușiți să ajungeți la un numitor comun? Păi Sanda ne spune, ne îndrumă cu ce să ne îmbrăcăm și o ascultăm. De când am început interviul ăsta, tot îmi povestiți de Sanda sus. Cine este Sanda, dragă? Profesora noastră. Și? Cum este Sanda? Rea și bună. Rea și bună? Cum este asta? Este blândă. Sanda este blândă. De ce ai spus, dragă, că este rea? Păi, într-un fel, mai ne și ceartă, dar tot pentru binele nostru. O, dar ce frumos ai spus! Și vă place să vă pregătiți cu Sanda? Da. Foarte mult. Este foarte drăguță până ridică sprânceana, nu? Sau cum? Da. Da? Și când ridică sprânceana, ce faci? Nu-i de bine. Cum este pregătirea dinaintea unui concurs? Aveți voie să mâncați orice? Nu. O, ce dezamăgire aici! Nu avem nici apă. Bine, apă avem. Bine, ia dați-mi voi mai multe amănunte, că eu nu știu, n-am participat la niciun concurs. Nu avem voie înghețată, nu avem minerale sau apă rece. Sau pizza pe plată, sau suc, pizza, chipsuri, cartofi. Și cu câte zile înainte începe chinul ăsta? Cam așa ceva, da. O săptămână. Cea cu înghețata, trebuie să mănânci înghețată deloc. Da. Și dacă mănânci, trebuie să mănânci cu lingura, nu la cornet sau la pe băț. Da. Adică o supă așa de înghețată. Exact, cam așa vă înghețată. Faci o supă de înghețată cu bombonele și după ce terminați prestația... Are același gust, a nu simți că o bagi în gură. Am înțeles. Dar după ce v-ați încheiat prestația pe scenă, ce faceți? Recuperați treaba asta cu înghețata? Da. Asta este prima grijă? Da. Nu, Catinca zice nu. Restul? Nu. Cu mâncare, cu pizza, cu celelalte dulciurile acasă. Da? Și înghețata? Nu mergi la înghețată după concurs? Da, dar depinde cum ne simțim. Dacă vrem ceva dulce, luăm înghețată, dacă nu, pizza.
Și cum faceți? Vă duceți la Sanda și ziceți, acum pot să mănânc înghețată? Păi dar poți să mănânc și pizza și înghețată. Dacă mă înșel, la ultimul spectacol am mâncat pizza după, adică la jumătatea că aveam pauză. Dar a fost vreun concurs la care nu ai respectat tu instrucțiunile? Și ai avut probleme? Nu? Dar voi? Nu. Sau poate merg. Sunteți așa conștiincioși și respectați întotdeauna? Nu știu. Cred că la început de drum făceam asta. Da? Dar ne-am obișnuit. Eu cred că am mâncat odată înghețată și apoi am răgușit. Și te-ai învățat minte? M-am învățat minte și de atunci fără înghețată înainte de concursuri. Dar am vorbit despre activitatea voastră de la începutul anului până în momentul de față. Totuși suntem în luna septembrie, mai sunt câteva luni până la sfârșitul anului. Dacă nu o să ne închidă cu această pandemie, vreți sau v-ați gândit să mai participați și la alte concursuri până în decembrie? Da. Da? Da. Da? Toți? Da. Da. Măi, voi plecați la același concurs, toți? Nu. Cred. Trei sau doi la același concurs. Da? Și tu la ce concurs vrei să mai mergi? Da, care vrea Sanda. O să vorbim și cu Sanda, să ne spună Sanda ce alege până la sfârșitul anului. Eu chiar acum cred că plec la Moroieni. Când? Chiar acum? Când? După ce termin aici cu interviul, plec la Moroieni. Și particip la ce? La un festival. La un festival la Moroieni? Da. Păi atunci trebuie să ne vedem neapărat și când te întorci de la Moroieni. Să ne povestești cum a fost acolo. Și săptămâna cealaltă plec la Vaslui. Măi, dar voi aveți un program foarte încărcat. Da. Nu, tu? La mine mai ușor. Până la sfârșitul anului știi de vreun concurs? Încă nu, dar mă gândesc să mă înscriu. Să te mai înscrii la un concurs? Da. Tu? Eu tot așa, noi mergem împreună, Lucian, eu și Găbița. Am înțeles. Sau Miruna și Miruna. Da. Am înțeles, deci voi sunteți la ce alege Sanda pentru voi. Ok. Și tu, Catinca? Eu aș vrea să mai particip, nu știu, sigur... Am văzut că este un concurs în Oradea și mi se pare foarte interesant și chiar aș vrea să merg. Miruna? Pe care eu sper să mai merg, dar nu știu sigur, o să vedem ce mi-aduce viitorul. Bine, da. Nu suntem în aceeași grupă pe categorii de vârstă. Am înțeles, ai reformulat. 7-8 ani și uneori ne pune 5-7 ani, dar n-are legătură. Uite, voi ați ajuns așa la un nivel destul de ridicat. Cum vă alegeți concursurile? Bine, am înțeles aici că trebuie să aleagă Sanda, dar la voi? Cum îți alegi concursurile la care participi? De exemplu, tu, Catinca, cum te hotărăști? Îți faci la început de an, anul ăsta vreau să particip la 10 competiții? Sau cum te gândești? Nu așa. Dar cum? Pur și simplu, pe parcursul anului, când vedem un concurs și dacă ne se pare interesant și ne gândim dacă este și locația frumoasă și putem să vizităm anumite locații. Da. De obicei așa alegem concursurile. Da? Haideți să o cunoaștem și pe Sanda. Toată lumea vorbește despre tine și noi nu te cunoaștem. Mă cunoașteți acum? Alexandrina Boranda este numele meu. Nu spunem vârsta că nu asta spune. E. De la... Și mă ocup de copilaș, cred că sunt mai bine de 2 decenii. De când facem lucrul ăsta, am avut... bucurii, am plâns cu ei. Nu te-am văzut. Păi eu plâng acolo unde nu mă vede nimeni. Crede-mă. Așa. Ne-am bucurat de toate succesele lor. Sunt mândră de ei. Cei din generațiile anterioare, vreau să spun că încă mai cântă. Mare parte din ei, chiar dacă au profesii foarte serioase, sunt medici, sunt arhitecți, farmaciști, în fine, sunt oameni realizați de care sunt foarte mândră și încă mai fac activitate de genul ăsta. Fie au o trupă cu care cântă, fie sunt solicitați la evenimente și atunci nu pot decât să mă bucur. Sper și ei. Acum sunt doar 6 pentru că pandemia, din păcate, a lăsat urme. Ei sunt dintre cei care au rezistat și care și pe timpul pandemiei au arătat interes, dincolo de o situație mai delicată în care am fost eu anul trecut. Trimiteau filmările lor
pe WhatsApp, spuneam acolo o repară, vezi că nu-i bine în locul cu tare, mai trimitea o dată și așa mai departe, a fost criminal chestia asta. Mie personal nu mi-a plăcut deloc, dar din păcate astea timpurile am încercat să ne pliem. Și surpriza mare a fost că anul ăsta, după când am zis, hai să ne dezghețăm puțin, ei chiar au fost foarte bine înfipți în scenă, cum spunem noi. Și m-am bucurat de toate succesele lor. Pentru mine este foarte bine orice premiu care îl dobândesc ei și le spun tot timpul că nu contează premiul. Este un război al lor cu ei înșiși. De fiecare dată când cobor din scenă, să fii convins că mai mult de atât nu puteai să faci. Și eu sper să învețe lecția asta. Ei încă mai depind. Ei trebuie să fie răsplătiți, să aibă un premiu, să aibă o diplomă, să... I-am văzut că se mulțumesc și cu lucruri mici, bucuria aceea. Asta se educă. Da. Asta se educă. Ei sunt foarte bucuroși că merg la înghețată după competiție. Nu a spus niciunul că vreau să primesc ceva sau că vreau să primesc un premiu anume. Nu. Mergem, cântăm, apoi suntem fericiți că mergem la înghețată. Da, trebuie să... ei își primesc oarecum răsplata, pentru că, na, e normal. Sunt copii și trebuie să le face anumite plăceri. Și acolo, dacă se poate, dacă nu se poate, inventăm ceva. Au fost vremuri în care le spuneam, nu avem voie la... Nu pot să spun acum ca să nu se televizeze, pentru că nu e ok mâncarea de acolo și așa. Și zic, uite, mergem, mâncăm ceva și după aceea ne plimbăm cu scara. Au rămas așa, cum adică ne plimbăm? Mergeam unde ne permitea. În Constanța, de exemplu, mergeam la magazin, ne plimbam cu scara rulantă. Erau în extaz. Dar era răsplata lor, trebuia să inventezi ceva. După aceea căutam pizzeriile. E adevărat, cele mai bune pizzerii, unde hrana să fie corespunzătoare, să nu avem probleme. Ei se mulțumesc puțin, într-adevăr, și muncesc foarte mult. Nu prea vreau să-i laud, că ei spun bine că nu prea e... Păi n-a spus laud, mai devreme, că salda e și bună ieșirea, adică... Da, nu prea-i laud, n-aș vrea să le dau prea mult... Da, sunt copii care muncesc foarte mult. Sunt copii care renunță la foarte multe lucruri. Câți copii ai acum la grup? Acum ăștia sunt, care îi vedeți. Pentru că nu am demarat pregătirile anul acesta. Deci nu a fost o rechemare de acasă. Sperăm ca din toamnă, dacă vedem cum decurg lucrurile mai departe, pentru că sunt cereri. Sunt cereri și încă nu le-am dat curs, tocmai din pricina asta, pentru că nu știm ce va urma și iarăși să demareze o chestie, să nu o poți duce la capăt. Din punctul meu de vedere, un copil trebuie foarte bine pornit de la bun început. Dacă nu îi așezi temelia corect și sănătos, nu poți să ai așteptări. Cum îi selectezi, Sanda? Cum îi miroși pe cei cu talent? Cum îți dai seama ziua că un copil... se cunoaște de dimineață. Așa este, se cunoaște, am văzut cât de dimineață, că mi-a spus că avea 2 ani, adică da, era... Este cea mai mică care n-avea chiar 2 ani, avea 2 ani și 9 luni și primul cântecel pe care mi l-a cântat mie, deși nu înțelegeam nimic de acolo, pentru că avea propria limbă, ea se exprima în propria limbă. În chineză. Așa, da, a fost, are mama o fetiță. La anii ăia n-are cum să-și amintească ea și zic, ups, nu înțeleg ce spui, dar de cântat cânti super bine. Deci ăsta este, important e să aibă personalitate, din punctul meu de vedere. Nu știu să spun dacă am avut un copil cu care să nu pot să progresez deloc. Cu oricine poți să faci ceva. Trebuie neapărat să te pliezi pe fiecare caracter în parte. Eu asta încerc să fac. Îmi sunt prieteni și unui prieten pot să-i spun că nu e corect ce a făcut sau că așa, și ei la fel chiar îi stimulez. Dom'le, când nu ai chef, îmi spui, Sana, nu am chef astăzi. E clar că astăzi nu putem face mare lucru.
Și acolo nu mai încerci. Lași, în ziua aia nu e în regulă. Dacă lucrurile se repetă și deja se alintă, se izmenește pe chestia asta, atunci, da, putem să strângem puțin cu cheia unde... Și atunci, da, își revin și fac ceea ce trebuie. Dar unde îi găsești? Îi găsești pe stradă, îi găsești oriunde. La serbări, oriunde. Și cum mergi și abordezi părintele? Părintele, învățătorul. Deci, acum câțiva ani de zile, când aici pe scenă se derulau niște serbări de la grădiniță, acolo Catinca a fost așa o chestie foarte faină, mama Catinca m-a contactat telefonic, nu știam cu cine vorbesc, banana, zic, da, nicio problemă, din toamnă începem, pentru că eu aveam, na, se termina anul școlar, începeam pregătirile pentru mama aia, aveam altceva de făcut și zic, din toamnă, cu mare drag, oricum. Doar că a venit sărbarea de sfârșit de an și am văzut copilași pe scenă și acolo stau într-un colțișor și doar asist la ce se întâmplă. Și acolo imposibil să nu vezi un copil care se mișcă în ritmul a ceea ce aude, îl vezi dacă este dezinvolt, dacă poți să creezi o punte cu el, n-ai cum să nu rezonezi, da? Ei, și în momentul ăla, dacă am doi copilași de la o grupă, merg la învățătoare, la educatoare, domne, vreau și eu legătura. Și s-a întâmplat că să zică, păi da, dar v-am sunat. A, da? Deci a fost o chestie. Mie mi-a plăcut de copil, mama vroia oricum să-l aducă și s-a întâmplat să vină așa. Nu toți rămân. Pentru că, na, dacă s-am dat și bună și rea, acum... Nu toți acceptă și partea rea. Poate că n-au răbdare să treacă peste. Sunt, chiar sunt rea? Nu! Da, sunt rea atunci când... Când e nevoie. Da, mă mai zburlez la ei, așa. Ei sunt educați fiecare... pătrățica lui, așa cum este el, îi dau fiecăruia ceea ce îi trebuie lui, le spun și lucruri generale, evident, de-aia și avem mici probleme când trebuie să lucrăm în grup, că deja avem personalități diferite și suntem antrenați așa și atunci avem mici dificultăți, dar le depășim pentru că vorbim aceeași limbă. În rest, nu, ei sunt niște copii care își doresc și care au înțeles și care și părinții au un rol important aici. Părinții, în primul rând, au înțeles că nu este suficientă doar școala. Trăim niște vremuri destul de cenușii, așa, după părerea mea, în care copilul e dezorientat. Suntem dezorientați toți. Dar copilul sărac, încercăm să-i dăm o bucățică din viață senină. Și arătăm și altceva, exact, un alt drum. Că poți să faci și asta. Uh-huh. Și am observat copiii care mai fac și altceva pe lângă școală, din punctul meu de vedere sunt niște copii speciali și care, dacă o țin așa, vor face lucruri bune. Asta o înțeleg și ei. Este o activitate destul de costisitoare, în sensul în care... Sunt bani, sunt taxe la toate concursurile. Părintele suportă. Părintele, da. Sunt taxe și, din păcate, cresc și ele ca și pâinea. Așa. Nu poți să urci oricum și îți trebuie o vestimentație. Copiii cresc repede. Probabil că ce am îmbrăcat la un concurs în primăvară, în toamnă, nu mai este în regulă și atunci intervin cheltuielile, deplasări și așa mai departe. Acolo unde se poate, primim ajutor de la Centrul Cultural, ne găzduiește, avem repetiții, avem tot ce ne trebuie aici, dar totuși rămâne o activitate costisitoare, din punctul ăsta de vedere, dacă vrei să faci performanță. Dar zic eu că ne descurcăm. Văd cumva că am făcut performanță și fac în continuare. Dacă există totuși copii talentați care nu au norocul să te întâlnească într-un loc sau altul, părintele poate veni cu el să-l înscrie la grup? Deci poate veni cu el. Poate să intre pe pagina oficială, pe site-ul oficial al Centrului Județean de Cultură și Creație și de acolo să-și descarce un formular de cerere și să-l depună la secretariatul instituției.
poate să sune la Centrul Cultural și acolo va primi toate informațiile. Deci nu este atât de greu pe cât se pare. Poate veni personal și atunci vedem pe viu despre ce este vorba. Deci lucrurile sunt simple pentru cei care vor să facă. Acum, ideal ar fi să nu vină pentru că este la modă. Acum sunt rea, da? Acum sunt rea și prefer să vină dacă le place. Nu că este la modă, nu că vrea bunica să-l vadă pe scenă sau așa. Sunt rea în continuare și spun, din punctul meu de vedere pe scenă, trebuie să educăm copiii să urce pe scenă cel care are ceva de spus. Restul putem avea talent la desen, la balet, la, nu știu, la construit avioane, la orice. Copiii sunt talentați. Sunt foarte mulți copii care cântă, dar sunt puțini cei aleși. La începutul interviului îmi vorbeai despre foștii elevi, foștii copii, care au făcut o carieră în medicină. Au existat totuși persoane care au urmat această carieră muzicală? Doar muzică? Doar muzică? Se trăiește din muzică în ziua de astăzi? Poți să trăiești doar din muzică? Eu aș zice că da, dar dusă la performanțe. Pentru că eu întotdeauna, și le spun și lor, scuze, sunt voci pentru scene mici și voci pentru scene mari. Hai să fim voci pentru scene mari. Vocile pentru scene mici se vor pierde în timp. Da, se poate câștiga, se poate face treabă frumoasă, se poate câștiga, dar e destul de complicat. Este o junglă în care trebuie să dezvolți niște abilități pe care așa de copii nu poți să le ai. Așa că la fel, cine va rezista dincolo de aici, vor sta până vor merge la facultate și eu voi face tot ce pot să fac eu până vor pleca la facultate. De acolo va trebui fie să-și aleagă un alt mentor. Bine, îl pot alege mai dinainte. De exemplu, sunt voci foarte bune, sunt voci care depășesc vârsta copilului. Și aici o dau pe Catinca. Catinca este o voce care depășește puțin vârsta ei. În ce sens? Este foarte robustă ca voce și o voce care are un ambitus foarte mare. Deci e un copil cu date corecte pentru așa ceva. Și eu visez și sper să fie scena mare pentru ea. Ea la un moment dat va trebui să-și găsească un alt mentor. Pentru că eu aici pot să spun, da, pun bazele unei educații vocale sănătoase. Facem ce trebuie să facem. Respirăm, să învățăm să cântăm corect și așa mai departe. Mai mult de atât înseamnă să ataci vocea copilului câtă vreme este în creștere. De aici încolo începe munca. Și atunci trebuie să avem un bagaj corect cu care să mergem la următorul nivel și de acolo să se lucreze mai mult. În așa fel încât să ajungă la cariere strălucite. Mai devreme Gândăcelul Galben spunea că tu decizi la ce competiții vor participa în continuare. Da, ea fiind mai mică, da. Nu, aș putea să spunem că decidem de comun acord. Nu este o problemă. Ei pot merge oriunde. Și tocmai vă spuneam, atâta vreme cât peste tot se plătesc taxe, da, ne sfătuim. Și acolo spun, măi, n-are sens, sau încercăm să găsim festivaluri la care să avem o scară valorică reală. Sunt și festivaluri, spun, cu mâhnire, foarte multe, la care copilul nu poate avea o scară valorică reală. Nu știe dacă este corect unde s-a situat el sau nu. Pentru că sunt foarte mulți copii premiați, sunt foarte multe premii întâi pe ea. Nu e așa.
Da, de-aia sunt rea. Eu vreau mai mult. Nu vă duceți la festivaluri slabe. Mergem la festivaluri bune. Prefer să nu luați nimic acolo. Sau voi fi foarte fericită pentru o mențiune la un festival de top. Dar să vă cunoașteți foarte clar nivelul. Exact. Este foarte important unde te expui. Da, și ei vor fi niște oameni puternici. Am văzut că te înțelegi bine cu ei, deși ai și partea de răutate, așa cum au spus. Dar cum te înțelegi cu părinții? Ai avut probleme cu părinții de comunicare? Hai ok, nu vorbim despre asta. Nu, haideți da, până la urmă nu este niciun secret. E ca orice părinte, normal că puiul tău este cel mai frumos și cel mai deștept, cel mai talentat. Dar și cu părinții sunt rea și spun, dom'le, hai să vedem, aici a greșit, nu-l compar pe copilul X cu copilul Y, pentru că sunt entități diferite și atunci nu facem asta. Sunt orgolii, sunt ca peste tot și ca... Dar le depășim și pe astea și planul colaborăm. Nu, colaborăm foarte bine cu părinții, nu-i problemă. Vorbeai importantă de... este sănătatea lor și ca ei să meargă la un concurs relaxați. Pe mine asta, cel puțin asta mă interesează. Nu pot să-i văd stresați. Văd copii stresați pe scenă. Și mă doare sufletul. Eu nu vreau. Și dacă înainte de concurs îl vezi stresat, cum reușești să-l scoți din stare? Sunteți stresați? Sunt emoțiile de concurs, dar nu sunt stresați. Adică tot timpul le spun, doamne, dar cât să te simți bine? Fă-o cu bucurie. Se presupune că o faci cu plăcere. Fă-o cu plăcere. Urcă pe scenă și exprimă-te. Nu-i problemă. Nu mă interesează. Bun, greșești. Toți greșim. Fii dar tu. Este o zi. O zi în care poate că n-ai fost perfect. Nu. Nu-i problemă. Se mai întâmplă. Se întâmplă. Se... Vorbeai și spuneai că la un moment dat ei își vor căuta un alt mentor. An de an te-ai despărțit de elevi. E. Cum este această despărțire? Nu pot Cine-s să spun legătura? Că m-am despărțit. Da, nu pot asta să spun zic. Că m-am Ții despărțit. Legătura? Ține legătura, sigur că da. De-aia spun că știu despre ei, că merg la evenimente mari, merg, cântă, o fac chiar dacă se duc la un club de karaoke, de exemplu, pentru că au asta în sânge. Pentru că asta au făcut de mici, au deschis ochii, au devenit adulți, dar e hrana sufletului pentru ei. Și așa se relaxează, așa se simt bine. Până la urmă e bucuria lor și e bine să ai o zonă în care te poți recrea ca adult și să uiți un pic de probleme și de greutăți. Pentru că vin și astea. Am tot discutat despre competiții organizate în alte orașe. La nivelul județului nostru, la nivelul municipiului nostru, când sunt evenimente, autoritățile locale vă solicită prezența? Da, ne solicită și răspundem de fiecare dată, am răspuns și zic eu că ne-am făcut treaba la un nivel, așa cum suntem noi, la un nivel înalt, ne și lăudăm, vedeți că vă laud acum, da? Da, copiii sunt, înțeleg lucrul ăsta, și se bucură, chiar așteaptă, dar sunt foarte bucuroși când au ocazia să cânte în oraș, să cânte pentru călărășeni și aici chiar se simt relaxați. Am sesizat eu chestia asta. Na. Asta voiam să-i întreb. Când cântați acasă, sunteți mai relaxați sau aveți emoții mai mari? Cum? Nu. Suntem mai relaxați. Mai relaxați acasă? Da. La fel. La fel peste tot. Oprim muzica și să ne cântim în pat. Da, ajungi mai repede acasă. Tu ești fericită că ajungi mai repede acasă. Sanda, ne pare bine că te-am cunoscut. Mulțumesc și eu mă bucur că m-aș bucura să avem mai multe întâlniri. O să avem. Pentru că deocamdată suntem congelați, așa, suntem puțin înghețați pe partea asta de comunicare, de dialog, da, cu camera. Dar sperăm să depășim și asta. Adică să ne ajutați. Ne prinde bine în carieră. Îți mulțumim și vă urăm succes în competițiile următoare. Mulțumim.